Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cuvântul și Duhul. Noi însă avem gândul lui Hristos. 1 Corinteni capitolul 2, versetul 16. Când mintea nu ți este deschisă către Duhul Sfânt, nu poți înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, dacă ai impresia că a citi Biblia nu ți-aduce mari foloase, încearcă următoarele. Înainte de a o deschide, deschide-ți inima și roagă-te. Spune: Duhule Sfânt, arată-mi ceea ce eu nu văd și învață-mă ceea ce nu știu. Apostolul Pavel scria: Nouă însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Am citat din 1 Corinteni capitolul 2, versetele de la 10 la 16. Biblia nu seamănă cu nicio altă carte. Cuvintele ei sunt insuflate de Dumnezeu. De aceea, când te apropii de Biblie, trebuie să-L rogi pe Duhul Sfânt să-ți deschidă ochii și să-ți dea pricepere. Și El te va asculta.